Sfântul Apostol Sila a fost unul dintre colaboratorii foarte apropiați ai Sfântului Apostol Pavel. L-a însoțit pe acesta în călătoriile sale misionare, a fost el, la rândul său, un dedicat misionar creștin, ajungând în cele din urmă să păstorească ca episcop o comunitate creștină. Detalii despre viața și activitatea Sfântului Sila aflăm din Cartea Faptelor Sfinților Apostoli. Știm că după ce a avut loc Sinodul Apostolilor din Ierusalim, au fost trimise mărturii către celelalte biserici creștine pentru a fi confirmate și anunțate deciziile. Atunci apostolii și preoții cu toată biserica, notează Sfântul Luca, au hotărât să aleagă bărbați dintre ei și să-i trimite la Antiohia cu Pavel și cu Barnaba, pe Iuda cel numit Barsaba și pe Sila, bărbați cu vază între frați. Le-au scris că noi am hotărât, adunați într-un gând, ca să trimitem la voi bărbați aleși, împreună cu iubiții noștri Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Isus Hristos. Drept aceea am trimis pe Iuda și pe Sila, care vă vor vesti și ei cu cuvântul aceleași lucruri. Cei trimiși au coborât la Antiohia și, adunând mulțimea, au predat scrisoarea și citind-o, s-au bucurat pentru mângâiere. Iar Iuda și cu Sila, fiind și ei prooroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și i-au întărit. Și petrecând un timp, au fost trimiși cu pace de către frați la apostol, iar Sila s-a hotărât să rămână acolo și Iuda a plecat singur la Ierusalim. Aflăm așadar că Sila era un membru de vază al bisericii din Ierusalim și că avea harisma profeției. De asemenea, Sila a fost ales ca însoțitor de nădejdea Sfântului Pavel, fiind martor și ajutor în multe dintre ispitele pe care le-a avut în timpul celei de-a doua călătorii misionare. A fost întemnițat împreună cu Sfântul Pavel și în timp ce amândoi se rugau, a avut loc minunea eliberărilor din temniță și a convertirii paznicului lor. Sfântul Sila s-a despărțit de apostolul neamurilor, rămânând pentru o vreme împreună cu Timotei în Berea, urmând ca mai apoi să revină în compania apostolului în timpul activității sale din Corint. A rămas probabil aici deoarece tradiția bizantină atestă faptul că Sfântul Sila a fost episcop al Corintului, un episcop învățat, un ucenic apropiat al Sfântului Pavel, un păstor experimentat care a putut păstori o comunitate atât de ispitită precum cea corinteană.